deschise și parcă ți iau așa ochii. Sper că se văd și asta de aici, da? Deci a fost un 7 de cupe și împărăteasa. Și puterea aici. E nevoie de multă putere. E nevoie de foarte multă putere în această lună. Sincer, să dau așa ca să se vadă și celelalte părți. Schimbarea asta pe care voi o doriți sau care urmează în viața voastră, s-ar putea unii dintre voi să nu vă doriți, s-ar putea să vină fără să vreți, s-ar putea, adică încă fără să vreți, în sensul că e necesară, e benefică vieții voastre, dar s-ar putea că ori ați amânat-o. Unii dintre voi ați amânat schimbarea asta foarte mult. Unii dintre voi poate nici nu știați că aveți nevoie de schimbarea asta. Unii dintre voi nici nu realizați ce schimbare urmează în viața voastră majoră, care să scoată la suprafață o altă versiune de-a voastră, da? Ajung la mesajul de dinainte, de la începutul etalării. Să scoată în evidență o altă versiune de-a voastră, o altă înfățișare de-a voastră. Veți ieși mult mai mult în față, veți ieși foarte mult să vă arătați curajul, pentru că pentru asta sunteți voi lăsați în această lume, să fiți curajoși. Fiecare zodie vine cu o lecție, iar pentru berbeci, lecția este curajul. Foarte important. Unii dintre voi s-ar putea să vă confruntați cu ceva, s-ar putea să vă confruntați cu un adevăr foarte puternic, să aflați ceva, da? Să primiți niște răspunsuri total neașteptate, ceva care să vă dea peste cap puțin. Deci pregătiți-vă la niște lucruri de genul acesta, la ceva intens, pentru că este sezonul scorpionului și energia o să fie foarte intensă. Eu deja o simt și când filmez eu acest clip este pe 20 octombrie. Mai este foarte puțin până la sezonul scorpionului, care parcă începe pe 22-23 octombrie, cam așa. În orice caz, mai foarte puțin și deja simt acea energie cum vine năval așa peste noi toți. Și clar, scorpionul este cu transformarea, așa o să fie și pentru voi. Deci, unde mai oscilați aici cu trecutul, e de rezolvat. Pe partea asta cu familia, e de rezolvat moșteniri, legături cu bătrânii, cu neamul, foarte importante, cu o femeie din neam. Mai în vârstă, pentru că am văzut regina de cupe, scorpion, rac, pești în mod special, dar poate să fie capricorn, taur, sau fecioară. Da? Fecioară, în mod special, am văzut acolo, ca zodii. Și avem și taurul aici, chiar și balanța, că avem împărăteasa. Deci, sunt zodii de genul acesta cu care veți avea de-a face și probabil cu care trebuie să și clarificați ceva. E și ceva dureros aici cu 9 de bâte, 10 de spade, n-am de ce să vă mint, dar este, poate că e un adevăr care într-adevăr trebuia să iasă la lumină. Este energia care devine tot mai intensă și care trebuia lăsată să fie, să curgă și nu înăbușită și ascunsă, da? Că energia devine mai intensă de la o zi la alta. Deci ceva a fost înăbușit aici, a fost ascuns poate cu 9 de bâte și cu 7 de cupe și abia acum iese la lumină ceva ce ar trebui, ar fi trebuit să fi fost de mult în fața oamenilor sau poate nu, poate abia acum este momentul. Și 10 e clar că e ceva care s-a finalizat, a ajuns la un sfârșit, poate e ceva care a ținut 10 ani de zile, 10 luni, 10 săptămâni sau s-a întâmplat pe ziua 10-a. Dintr-o lună sau în octombrie, într-o lună din octombrie, anul trecut, acum 2 ani, da, octombrie 2020, s-a întâmplat ceva puternic atunci. Chestii de genul acesta. Și e importantă toată această energie care iese la suprafață, toată această transformare care iese la suprafață, cu scopul de a vă face pe voi mai puternici și mult mai curajoși. Ăsta e cuvântul, curajul. Hai să mai iau o carte pentru ăsta din mijloc aici, toată energia asta din mijloc, 9 de bâte și 10 de spade, ca să vedem așa puțin. Ia uite soarele și mai simțeam să mă uit și la cartea asta, e un cavaler de monede ăsta. Și 10 de bâte, wow, la baza pachetului.
E nevoie să faceți curat, e nevoie să terminați ceva pentru totdeauna, pentru că vă așteaptă mult mai mult de atât. Vă așteaptă bucuria, vă așteaptă fericirea, aici entuziasmul, soarele, da? E cea mai pozitivă carte din arcanele majore. Soarele este clar începutul la ceva nou, poate chiar mult mai fericit, mult mai prosper, dar e nevoie să curățați toată acea energie, să lăsați, să dați drumul acelui ciclu dificil de o perioadă de atât de lungă, încât v-a făcut oarecum să stați și nemișcați, v-a făcut să stați în aceeași poziție, v-a făcut, în ghilimele, să stați în aceeași energie stagnantă, da? Nouă de bâte, v-ați ascuns, unii dintre voi v-ați ascuns față de un trecut, v-ați ascuns față de un adevăr, de niște răspunsuri grele, de o comunicare grea, da? Ești pe punctul de a primi răspunsurile pe care le aștepți lună plină sau tocmai că n-ar trebui să vă ascundeți atunci când veți primi aceste răspunsuri de care aveți nevoie și care au de-a face mare parte, au de-a face aceste răspunsuri cu familia și cu trecutul vostru și cu energia asta feminină puțin și cu emoțiile, cu zona emoțională. Da, pentru că ceva nu mai merge cu 10 de spade, e clar, când apare 10 de spade, eu știu clar că ceva nu mai merge. Ceva gata, s-a terminat și nu mai ai ce să faci. Nu mai duce nicăieri. Deci nu vă mai consumați energia, să zicem așa, pe chestii care nu vă ajută în această lună și mergeți acolo unde energia devine mai bună, mai interesantă. Nu știu, să simțiți că sună ciudat, dar da, înviați din punct de vedere energetic. E foarte important. Pentru că aici este și puțină confuzie cu 7 de cupe. Emoțional o să fiți puțin confuzi cu această schimbare. Dar o să vă placă mai încolo, simt eu, la sfârșitul lunii, cel puțin o să vă placă noua versiune pe care o să o veți în față, prezentată, împărăteasa. O să fiți într-o energie de a primi, într-o energie de a primi, de primire. Aici a fost într-o energie de a da, a oferi, ați oferit peste puterile voastre aici, cu 10 de spade, unii dintre voi ați oferit mult mai mult decât ar fi trebuit. Într-adevăr, am zis zodiile, gemeni în mod special, taur și balanță, dar și leu. Iar ca numere importante 10, 10 noiembrie, 9 noiembrie, 7 noiembrie, 19 noiembrie, 10 și 7, zice eu, și 19. 10 noiembrie, mod special. 20, chiar, oricum, sezonul scorpionului, mod special, dar e sezonul clar, începe, o să fie de la începutul lui noiembrie. Ce să zic, o lună interesantă, dragii mei, căutați mai multe despre tranzitul lui Pluton în Vărsător pentru această perioadă, pentru acest an, cum vă influențează zodia, că e foarte important pentru noi toți. Cam atât pentru voi, o lună frumoasă vă doresc și ne vedem data viitoare!